Administratorul public al județului nostru, Codruța Rogoveanu, vine în sprijinul mehedințenilor astfel încât nivelul de trai al acestora să crească considerabil. Pentru ca cetățenii să poată circula în condiții optime, modernizarea infrastructurii rutiere reprezintă un obiectiv al acesteia, care alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, va continua proiectele de modernizare a județului nostru. Aceștia au fost prezenți la începutul săptămânii la Rogova, acolo unde se toarnă cel de-al doilea strat de asfalt pe DJ562A. Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, a depus eforturi substanțiale pentru ca o mare parte din problemele mehedințenilor să se rezolve și continuă să conducă județul pe drumul cel bun. Iar împreună cu administratorul public, Codruța Rogoveanu, dovedesc că se poate face administrație performantă în folosul cetățenilor. Au început lucrările pe lotul 1, Gruia-Rogova, pe o lungime de aproximativ 25 de kilometri. Acest lot face parte dintr-un proiect mai amplu care va cuprinde 112 km de drumuri județene. Pe o distanță de 1,6 km se toarnă stratul de uzură de la intersecția cu DN56A către Rogova-Vânjuleț. Locuitorii comunei Rogova beneficiază deja de trotuare și rigole, de acostament din beton, iar în curând drumul județean 562A va fi complet modernizat, întrucât în acest moment se toarnă al doilea strat de asfalt proaspăt. În prima fază se va șterne de asemenea stratul de uzură pe o distanță de 1,6 km pe ambele sensuri, până în apropiere de Vânjuleț, urmând ca lunile viitoare să se continue până în comuna Gruia. Bine, mamă, e bine. Mulțumesc Dumnezeu că s-a făcut și pe la noi pe aici. Avem lux față de alte orașe ale țării aștia. Suntem super, super dotați. Trotuare până în curte, păi noi nu făceam chestia asta cât trăiam. Avem băgate cabluri, ne bagă becuri, ne bagă bănci. Ce vreme vreți așa? Mai vreți mai bine de așa? Extraordinar. Și datorită președintelui Consiliului Județean, domnul Georgescu, și primarul nostru, care e cel mai bun din județ, cel mai bun primar, avem cea mai frumoasă comună, vă spun eu cinstit. Cetățenii sunt extrem de mulțumiți de această investiție, care este parte a proiectului de reabilitare, modernizare a 112 km drumuri județene, derulat de Consiliul Județean Mehedinți cu fonduri europene. Cum vremea s-a îmbunătățit, lucrările de reabilitare și modernizarea drumurilor județene se vor desfășura în continuare într-un ritm alert, iar Mehedințul va fi din nou un șantier în lucru pe toate domeniile, dar mai ales acolo unde cetățenii solicită ajutorul.